O fetiță în vârstă de 5 ani, lăsată singură acasă împreună cu sora mai mică de 3 ani, în vreme ce mama lor a plecat la cumpărături, a căzut de la etajul 4 după ce ar fi încercat să închidă un geam. Copila a supraviețuit miraculos, prăbușirea în gol fiind atenuată de o antenă TV și o copertină, iar micuța a fost transportată la un spital din Hunedoara. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală. Conform Observator News, o fetiță în vârstă de 5 ani a scăpat cu viață și a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara. Șocul prăbușirii fiind atenuat de o antenă de televiziune și de o copertină ce era montată la etajul 1 al imobilului, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. După primele cercetări, polițiștii au aflat că minora a rămas acasă cu sora ei în vârstă de 3 ani, în timp ce mama lor era plecată la cumpărături. În urma verificărilor preliminare efectuate la fața locului, s-a stabilit că fetița în vârstă de 5 ani ar fi încercat să închidă un geam, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 4. În cădere s-a lovit de o antenă de televiziune fixată la un etaj inferior și de o copertină montată în exteriorul blocului la etajul 1, căzând în zona verde, în spațiul blocului. În urma evenimentului a rezultat rănirea minorei, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, a precizat IPJ Hunedoara. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 22 iulie, iar polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, relatează observatornews.ro.